Bun găsit, suntem pe wowbiz.ro. De la această oră vorbim despre Survivor România, așa cum sunteți obișnuiți de fiecare dată, în fiecare zi de joi, chiar dacă afară lucrurile sunt schimbate, iar coronavirusul face ravagii peste tot în întreaga lume. Eu și Alex încercăm să fim aici și să vorbim despre show-ul dumneavoastră preferat, show-ul fenomen Survivor România. Bună, Alex! Bună, Cornelia! Stai că ai uitat replica ta. Ca de obicei, suntem în fiecare joi la ștafeta mixtă de la ora 17. Da, de data asta suntem de la 18, ca de obicei. De la 18, pardon. Da, am uitat replica mea, am uitat pentru că situația e de așa natură. De data aceasta venim în fața oamenilor un pic diferit prin Skype. Am încercat să fim în ton cu tehnologia și să putem să le redăm oamenilor ce le place lor. Și am o problemă. Ce problemă ai? Nu mai am ceapă. Mi-am terminat proviziile de ceapă. Vai. Tu mai ai? Eu am părinții mei. Ei se ocupă mereu cu aprovizionarea. Tata în fiecare dimineață se duce conștiincios la magazin și deocamdată stau bine. Și la ceapă, și la cartofi. Eu nu știu dacă cei din Republica Dominicană mai au câte ceva de mâncat în aceste momente, dar eu încă sunt un supraviețuitor. Păi cei care sunt la Survivor mănâncă mai bine decât noi acasă. Bine decât mine, că mi-am terminat proviziile. Sper să nu închidă ăștia supermarketurile tot, că n-am, după aia mor de foame. Ce fac? Mă primești? Te primesc asta. Primitoare și știu că ai și respectat regulile cu coronavirusul. Așa că de-abia aștept să fii aici lângă mine, să putem să comentăm întotdeauna emisiunile și să putem să fim alături și de oamenii de acasă pe care îi salutăm și sunt sigură că sunt în număr mare alături de noi. Îi salutăm. Nu-i așa? Îi salutăm, da. Îi salutăm și acum în situațiile astea chiar mi-e dor de studioul nostru, mi-e foarte dor. Sper să fie pe o durată scurtă de timp, însă, așa cum le-am promis tuturor, noi nu vom pleca acasă din față. Dar vom fi alături de ei și vom comenta tot ce s-a întâmplat la Survivor, pentru că săptămâna trecută a fost una chiar nebună cu foarte multe lucruri petrecute acolo. Hai să vedem invitații, spune. Hai să începem cu primul invitat. Este un invitat la care eu am ținut foarte mult în Republica Dominicană. A fost favoritul meu din competiție de la Războinici. Se știe că eu sunt o faimoasă și țin, bineînțeles, cu cei din echipa roșie. Dar am avut un favorit. L-am avut favorit pe Andy. Îmi pare rău că a venit atât de devreme acasă, dar mă bucur că este astăzi alături de noi și îmi mulțumesc că în condițiile acestea dificile prin Skype a acceptat să fie alături de oamenii care l-au urmărit mult în competiție. Hai să vedem ce o să ne spună el de acolo, din Dominicană. Sunt fer convinsă că are destule lucruri de împărtășit. Andy, teoretic, tu ești foarte bine antrenat. Ce practic? Cât de antrenat ești să faci foame? Sunt foarte antrenat, sunt obișnuit cu antrenamentele pe intermittent fasting, care este o modalitate de a face, cum spui tu, foamea. Sunt pregătit. Te vezi câștigător Survivor? Da, asta am venit. Bună, Andy! Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat provocarea noastră, că este o provocare astăzi să discutăm despre Survivor în condițiile acestea un pic diferite. Ai venit dintr-o pădure, practic, de pe o insulă de supraviețuire pe o alta. Da. Am aterizat într-adevăr într-un film de groază, exact scenariul unui film de groază. Mi s-a spus de pe aeroport că sunt ceva probleme în lume și că există acest virus. Am văzut aeroportul nostru cât de gol era, deci pe străzi cât de gol este și într-adevăr simt doar că am schimbat peisajul, dar tot acest scenariu apocaliptic pe insulă. Eram singur și acolo, singur și aici. Dacă ai mai fi putut să rămâi acolo, ieși din competiție, ai mai fi rămas dacă știai ce se întâmplă acasă? Da, uite, asta e o întrebare bună. Nu cred că aș mai fi rămas, mai bine că s-a întâmplat așa.
Mă bucur că am ajuns acasă și am văzut că toată lumea e în regulă. Cred că n-aș fi putut trăi cu gândul că nu sunt sănătoși ai mei. Tatu, erai un adevărat lider de echipă acolo în Republica Dominicană. S-a văzut foarte bine și sunt sigură că te gândești mereu și la familia de acasă. Ți-e greu fără ei? Nu ți-e greu să nu te mai trezești dimineața și să te duci în pădure să cauți nuci de coco? Sau ce mai făceați voi? Da. Sincer vă zic că așa de bine m-am adaptat și m-am obișnuit cu toate problemele de acolo, ca să le zic așa. Mă trezeam de unul singur dimineața, cred că era 6:30, când răsărea soarele și efectiv mă trezeam, beam jumătate de litru de apă și după aia mă apucam de treabă. Mă duceam în pădure, tăiam lemne, veneam cu lemne, mă duceam în pădure, luam nuci, le spărgeam. Practic 2 ore munceam fără să-mi dau seama instant în prima clipă când mă trezeam. Până să se trezească ceilalți. Da. Până se trezească, unii chiar se trezeau, știu că m-au ajutat foarte mult băieții, mereu au fost imediat după mine, dacă nu și înaintea mea la muncă, deci din punctul de vedere eram cu toții foarte adaptați. Eu vreau să te întreb, cum a fost primul tău impact cu insula? Pentru că e ușor aici, e lux în România, sunt cluburi, sunt tot felul de restaurante extrem de frumoase. Închise. Acolo, așa că prima dată s-ai văzut pe ce dormi, pe nimic, În punctul ăsta de vedere, din punctul ăsta de vedere al cluburilor sau viața de București, nu mi-a fost dor neapărat. Într-adevăr, aveam un confort, dormeam pe un pat moale acasă, numai asta contează. Iar în primul meu impact cu insula a fost foarte brutal, ca să zic așa. Știu că în prima zi am făcut o febră foarte puternică. Am avut și probleme mari la stomac. Imediat după ce am rezolvat cu cabana, pentru că ploua înăuntru, m-a luat așa din senin chestia asta și a trebuit să am câteva ore de supraveghere din partea medicilor, pentru că era destul de grav. Atunci chiar erau întrebări în cap, ce caut aici? Că m-a luat foarte tare insula, chiar m-a luat pe sus un pic așa și Nu mă așteptam. Așteptam să fie doar greu, dar nu și să bolânzesc pe acolo, să fiu bolnav sau să am alte probleme de sănătate. În schimb, mi-a trecut așa de repede cum m-a luat. În 4-5 ore, cred că revenisem seara, eram destul de slăbit, dar știu că nu mai aveam acele dureri de stomac și febră. Și a doua zi a fost meciul și m-am simțit foarte bine, am câștigat primul meci al nostru și chiar mă bucur că cumva, chiar dacă am avut o zi grea și brutală, primul impact cu insula, am putut să gestionez cumva situația să iasă bine pentru toată lumea. A fost bine. Uite, prietenul tău, Matei, a fost la noi în emisiune și a dat din casă, normal. N-a fost acum, pentru că noi suntem curioși și oamenii de acasă, la fel, pe care îi salutăm, fiindcă sunt în număr mare de fiecare dată alături de noi. A spus clar că tu, înainte de a pleca în competiție, ai avut o problemă medicală dentară, ți-ai făcut o operație dentară și chiar se gândea cât de dificilă ți este ție acolo. Cum ai plecat tu cu aceste probleme în Dominicană? Da, eu cu 2 zile înainte să plec am avut o operație, mi-am scos o masă de minte și mai aveam una de scos, dar n-am mai avut când. Au ieșit foarte strâmb și făceau acces. Iar pe insulă, curios, prima săptămână eram probabil prea entuziasmat să-mi dau seama, dar de la a doua săptămână am început să am probleme foarte mari cu măseaua, mă durea foarte tare. Umărul, la fel, îl accidentasem în al treilea joc, parcă. Și deja situația pentru mine era destul de sumbră. Mă gândeam că stau pe bară foarte mult, că nu pot să-mi ajut echipa. Și devine un pic frustrant, că acumulezi niște frustrări, că nu poți să joci, nu poți să te exteriorizezi. Din punctul de vedere, primele 3 săptămâni pentru mine au fost cele mai grele. Andy, Matei te-a susținut foarte, foarte mult aici acasă și tot de la el știm că tu ți-ai dorit foarte mult să câștigi și ne-am gândit, știam foarte bine că problemele astea nu o să te oprească pe tine să-ți îndeplinești scopul. Corect.
De altfel ai și trecut peste ele, nu? La televizor noi nu am văzut că tu te plângeai, pentru că nu ești un tip care să îți aduci în față problemele astea. Au fost alte probleme la tine, mulți te-au acuzat de un caracter mult prea puternic acolo. Dar problemele medicale, cum ai reușit să le ții în frâu și să nu ni le arăți? Probleme medicale am știut, eu unul știu că mă recuperez foarte rapid. În schimb, acolo recuperarea mea a fost mai lentă, mâncam foarte puțin, aveam o lingură de orez, aproape o lingură de orez ziua, dimineața și aproape o lingură de orez seara, deci nu aveam nici destule alimente, nu aveam o hrană bună încât să mă recuperez rapid și de aceea m-am recuperat destul de greu, dar am avut oameni care m-au ajutat, Adrian a fost unul dintre ei, m-a ajutat, mereu îmi făcea masaj. Poftim? O să avem și pe ea puțin mai târziu alături. Da. Chiar m-a ajutat și băieții au fost foarte înțelegători cu mine, m-au susținut moral și am reușit să trec cu bine peste acele probleme de sănătate. Cine te-a ajutat? Pentru că la început se părea că sunteți cei patru de neatins. Remus n-a fost în grupa acesta. Cine te-a susținut atunci și cine te-a trădat mai târziu? Nu aș putea spune că m-au trădat, probabil și-au văzut interesul, mai degrabă aș spune așa. De exemplu, să vă spun o poveste. Emi, cred că în a doua, a treia săptămână, deja simțea că nu vrea să mai stea, avea multe chestii de genul acesta, iar eu cu Cristi știu cât de mult am lucrat cu el să-l îmbărbătăm, să îi spunem că toate lucrurile din viața lui au un scop și că probabil trebuie să ducă misiunea asta lui de aici până la capăt. Și cumva l-am remontat în două, trei zile, dar ceilalți băieți sau celelalte fete, nimeni n-a vorbit cu Emi, nimeni nu i-a păsat că Emi vrea să plece și noi așa parcă ne-am apropiat. Pe urmă, Cristi cu Andrei m-au susținut pe mine când am avut umărul, foarte, foarte ok au fost. Noi ca și relații interumane ne aveam foarte bine, eram foarte mult, foarte buni prieteni. Ne-am înțeles din prima clipă, mai ales băieți. S-a văzut foarte bine. Eu vreau să privim acum o imagine, câteva imagini de fapt, cu tine în competiție. Cum ai început competiția așa cu o dispută verbală cu Cristina Șișcanu? Și dumneavoastră cei de acasă, vreau să urmăriți o betă și apoi ne întoarcem și vom comenta pe marginei. Priviți! Doctor, că a pocnit! Da, am auzit și eu. Medic! Care se ține? Gamba, stângă! Gamba? Da! Îmi pune mâna! Lasă acolo! Piciorul. Au început cu medic. Gata, Augustin, gata. Ți-a picat greu la stomac în frângerea asta? Dă-i, că merită, că și el ne-a zis. N-a zis că se deschide buzunarul lui acum? Poți să-l întinzi ușor? Nu, că nu. E la pământ omul, nu dau în el ce. Haideți, 1, 2, 3 și să stai să râzi când un om suferă, e chiar lipsă. Dar nu contează, trebuie să fii. Dar nu contează că râde de el sau nu. Dar nu contează. Dar nu contează, mă, n-ai voie să râzi când un om e suferit. Dar nu ai zis ce am voie și ce n-am voie. Nu e frumos, nu e civilizat. Nu te certa cu mine că nu ești în măsură. Te rog frumos. Nu ai treabă cu mine. Te-a văzut Claudia, parcă că e pe măsura ta. Parcă nu era pe măsura ta. A vorbit frumos. A vorbit frumos. Unde-a ridicat tonul? Lasă vrăjeala asta. Unde-a ridicat tonul? Lasă. Ce-a ridicat tonul? Le-am spus pur și simplu că nu-i frumos să râdă când un om e în suferință. Despre asta era vorba. Nu aveți rămâncați între voi? Bă, nu mai băgați să fie. Gata, frate. Și asta e la ce am venit la bătaie. E ok.
Așa e, urât, mă, frustrat. Urât faceți la foame, băieți. Urât. Da? Și îmi dă mie lecție de moral. Evident că ceilalți din echipă se bucurau de victoria lor, însă mi s-a părut absurd, urât, să nu bagi în seamă că un om suferă și tu să râzi, să te simți bine. Pe cine acuză Cristina? Este domnul acesta cu barbă, primul, cred. Cred, nu știu, nu sunt sigur. Mai exact ce am zis. Andy, ok, îmi cer scuze, chiar Andy, nu te cunosc, nu sincer. Bine. Nici eu te cunosc, nu cer scuze, că nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Nici n-aveai cum să mă cunosc. Nici n-aș vrea, sincer. Nici n-ai cum. Dar vedeți? Vreau, nu știu dacă ai înțeles. Vedeți lipsa de educație. Ce e lipsa de educație? Că nu vreau să te cunosc? Eu vreau să cunosc pe toată lumea din echipa adversă. Păi tu m-ai zis că nu vrei să mă cunoști. Nu. Eu am spus că eu vreau să vă cunosc pe toți cum vă cheamă din echipa adversă. Și am zis, Andy, pare bine. Tu nu te-ai prezentat după. Păi tocmai m-a prezentat prezentatorul. Și tu nu știi să te prezinți? Știi ce? Te rog frumos să vorbești frumos, da? S-a părut că a vorbit urât? Da, da. Eu personal m-am dus la Augustin la ambulanță și mi-am cerut scuze dacă s-a simțit ofensat, că ne-am bucurat. Eu nu l-am văzut la pământ, îmi cer scuze că nu am observat acest lucru. Sunt fair play, întotdeauna am fost fair play și nu-mi place să câștig pe durerea altuia. Am revăzut imaginile și vreau să comentăm, Andy, tot ce s-a întâmplat acolo, în condițiile în care totul a început de la Augustin Viziru, pentru că el a fost cu tine pe traseu, tu nu ai crezut că el s-a lovit. Ce s-a întâmplat? Am aflat punctul de vedere al Cristinei, mi l-a spus așa pe un ton elegant, dacă am să o citesc pe ea. Vreau să știu ce a fost acolo și din punctul tău de vedere. Bun, eu vă spun doar ce s-a întâmplat. E simplu. Augustin încerca cumva să intre pe sub pielea mea și mi-a aruncat câteva glume că o să te mănânc, glume de-astea între băieți. Iar după terminarea probei, eu l-am văzut doar stând jos. Nu știam ce are, n-am auzit că se vaită nimic. Și Andreea venea la mine și zice, uite mă că nu știu ce, e căzut greu la stomac. Și m-am întors la el și am zis, ce Augustin, ți-am căzut greu la stomac? Și asta a fost tot. Au fost 2 minute pauză și sare domnișoara doamna Cristina spunând că eu am râs de Augustin. După aceea eu am aflat că Augustin este rănit, am fost chiar la el la ambulanță, i-am strâns mâna și i-am urat să facă bine, pentru că eu nu aveam habar că el este căzut din cauza unei accidentări. Și acolo au urmat un schimb de replici. N-am înțeles prea bine cine ce zicea, pentru că toată lumea urla și, sincer, nu s-a dedus absolut nimic. În schimb, știu că la ceremonie a afirmat că a avut un conflict cu mine, eu nu neștiind nici măcar cine cu cine se certa acolo, și că cumva domnul cu barbă, când se refere la mine, nici nu-l cunoaște, parcă asta era scopul ceremoniei, că noi deși ne cunoaștem. Și eu am spus că nici eu nu o cunosc pe dânsa. Da, nu o cunoșteam. Nu, chiar nu o cunoșteam. Și dânsa mi-a spus că nu știu ce show-uri matrimoniale am făcut eu. Iar de fapt, ea te cunoștea. Exact, reacția mea a fost, zic, dacă nu știi cine sunt, zic, de unde și ce am făcut dacă nu știi cine sunt, știi? Și zic, cumva ai fost interesată să participi la ele? Asta a fost singura remarcă pe care am făcut-o. Și ați n-am invitat-o nicăieri, n-am cerut un date, sunt bine, mersi, sunt ok. Ea s-a întors înapoi în România și... Exact același tip de reacție l-a avut cu prietenul tău la noi în platou, cu Matei. Dar Matei a refuzat ca să-i răspundă în momentul ăla. Pentru că Matei este un domn și chiar are eleganță, din punctul meu de vedere. Da, bine, ea te-a acuzat, a spus că ești prost crescut. Da, este părere, nu am ce să spun. Cred că un om când spune ceva rău despre alt om, spune mai multe despre el. În punctul meu de vedere, cam asta e. Andy, dacă te-ai întâlnit față în față cu Cristina în acest moment,
ai mai avea aceleași altercații sau ai încerca pur și simplu, pentru că ea sigur n-ar face primul pas, să aplanați conflictele? Din punctul meu de vedere nu e niciun conflict. Era toată faza asta s-a întâmplat acum 2 luni de zile. Eram acolo într-un context foarte, foarte bine conturat și organizat. Deci eu, unul, n-am absolut nimic personal, nici n-am știut că s-a făcut atâta tantam din acest caz. Eu sunt bine, mersi, o voi saluta dacă vrea să primească salutul meu bine, dacă nu sunt la fel de bine și fără salutul doamnei. Dar eu mai am o întrebare. O întrebare feminină, normal, eu sunt curioasă. Ce s-a întâmplat la ceremonie? Când v-ați dus voi pe insula războinicilor, băieții, ați făcut caterică de ce s-a întâmplat? Legat de acest fapt? De eleganță, de tot ce s-a întâmplat de acest fapt. Păi rămăsese un trademark așa asta cu eleganța, pentru că noi ne glumeam și spuneam cumva, băi, dar noi nu ne-am scris aici la vals sau la chestii care chiar ne-ar trebui eleganță. Ne-am scris aici într-un show în junglă, adică, ok, eleganți suntem aici acasă, la cămașă, dar în junglă știi cum e, ești acolo cu un scop. Oricum, Cristina acum e la Bravo Ice Steel, deci este o persoană elegantă. Exact, după cum se vede foarte bine, mă bucur și sper să își arate adevărata eleganță acolo, la Bravo Ice Steel. Așa, pe traseu cum era din punctul tău de vedere? Pe traseu... Nu prea avut multe. Da, nu prea avut mult timp să arate, să demonstreze. Toți, din punctul meu de vedere, de la faimoși, aveau probleme la început, foarte mari probleme pe traseu. În schimb, am văzut o evoluție foarte frumoasă. Din punctul meu de vedere, Lino a avut cea mai frumoasă evoluție. Practic, a început să facă puncte, ceea ce este wow. Asiana, la fel, a devenit pilon de bază acolo la faimoși. Deci toți s-au îmbunătățit, ce dar nu mai zic, este capul echipei, dar la început, într-adevăr, au avut probleme. Probabil și Cristina, doamna Cristina ar fi evoluat din punctul de vedere al competiției. Apropo de Cristian, știu că nu e ceva, un show matrimonial, dar Cristian a avut de spus ceva în competiție și erai încă acolo. Am înțeles că tu i-ai dat foarte multe sfaturi în privința Asianei și a declarat sentimentele pe față de mărțișor. Cum au stat lucrurile? Pentru că oamenii de acasă chiar sunt curioși. Vorbim despre Cristi și Asiana? Da. Am înțeles. Păreau acum că să înțeleg. Acum e ciudat în junglă, pentru că vezi aceleași chipuri de... în fiecare zi și te atașezi, normal, noi suntem oameni, avem afinitățile noastre și începem să ne atașăm de anumiți oameni, poate care sunt mai compatibili cu noi, poate care ne strănesc cu ceva. Din punctul meu de vedere, Cristi o admira foarte mult pe Asiana, chiar știu că am vorbit nu de puține ori, admirând cumva parcursul Asianei și cât de mult a evoluat și cât de schimbată pare, este o neînfricată, parcă ar fi mai potrivit în echipa noastră la război aici. Și probabil acolo și Cristi, la fiecare cu afinitățile lui, a fost mai spre Asiana în ultima vreme, cel puțin. Da, știai de faptul că o să facă gestul acela? I-ai dat un sfat? Habar n-am, că toți spuneau că la tine. Știam, pentru că noi toți băieții am făcut acele mărțișoare și cumva... Noi l-am întrebat, dar pentru cine faci al doilea? Că noi am făcut doar unul pentru fetele de la noi din echipă. Și el cumva a zis secret, dar bineînțeles că eu am dedus că este vorba de Asiana, probabil și băieții, nu știu, dar da, am știut de înainte, am bănuit că va fi un cadou pentru ea. După momentul ăsta cu mărțișorul, a venit un alt moment care cumva i-a șocat pe cei de acasă. Când au aflat că voi, băieții, aveți o alianță ca să le scoateți pe fete afară din competiție. Asta s-a văzut. Uite, acum avem câteva imagini cu momentul acela, înainte de arena, când erați voi acolo la cort. O să vedem imaginile și apoi o așteptăm și pe Adriana să se alăture nouă.
după meci, exact asta s-a întâmplat. I-a zis lui Cristi, bă, eu n-am cum să o votez pe Adrian, ești nebun, și toată lumea era între Adrian Șema și zic, bă, eu o să, atineam bine, o să mă propun și alea. Și zic, nu, bro, n-are rost, bă, o să vorbesc și cu oamenii, să vedem ce părere au ei. Am zis sau nu asta? Și aici aminte poveștile, frate. Când ați spus Adriana, știu că era după faza că Lola mi-a băgat nu știu ce. Și toți când ați zis, a zis, Adrian. Știi de ce, Adriana? Știu, păi știu. Singurul a fost Emi care ți-a luat apărarea. Noi deja vorbisem ca să te votăm pe tine. Auzi, pentru că ai luat Randeaua că ți-a spălat creierul, corect? Așa. Noi deja vorbisem. Auzi, Andi, ce zici acum? E vrăjeală. Auzi, Adriana, ce e vrăjeală? E vrăjeală, ce e vrăjeală? Ce e vrăjeală ce am zis? Ce e vrăjeală? Noi toți vorbisem, s-o votăm. Femeia vine la mine și mulțumește că... Fii atent. Deci am vorbit în consiliu de Lola și așa. Pentru că eu nu merg. Stai bine, Adriana, lângă oamenii care te-au votat. Stai da, bine. Da. Asta e toată fața. Asta e toată fața. Deci fii atent. Au fost patru sclavi care au votat-o pe Adriana și după aia noi toți. Dom'le, eu nu pot să votez cu Ema și cu Adriana. Când, tu când ai venit și ai zis, bă, și eu am vrut cu Ema și a zis că e ok, dacă e putem să o votăm pe ea, să meargă la... Ai vorbit cu ea. Și noi toți am zis da, inclusiv Andy. Și după aia... A, mă luat în brațe. Ea te-a luat în brațe sau? Da, ia-mi treabă. Ia treabă. L-am luat așa și el mi-a luat mâna și mi-a spus. Că e frumos, ia bravo, e frumos. Ia să-ți doarme femeia. M-am luat în brațe și eu am ținut aici și s-a luat în brațe. Bă, voi sunteți nesimțiți, mă. Omul a ajuns la un nivel. Deci omul a ajuns la un nivel. Dai seama, dacă asta... Să-mi imagine că suntem acasă. Deci tu dacă vii și zici grupului, dar de ce mă ia noapte? Eu am zis că m-am luat în brațe. Eu am zis, Adriana, asta asta din aură. Păi tu mi-ai zis din aură că m-am luat în brațe. Acum eu ți-am zis, băi, nebunii la capă. Bă, asta voi doi. Eu am zis treaba asta acum, eu n-am vorbit nimic. Păi și nu-i adevărat! Păi și de ce iei mă mâna noaptea dacă ea pune păi mâna la mine? Păi și eu am luat-o în brațe! Păi ești puțin sunt, știu ce fac, mâna. Mâna. Uite, tretarzi! Mă acuză că n-am votat-o și mă acuză că am influențat să o votați. Te contrazici, bă, păi singur. Păi tu te contrazici. Nu mă contrazic deloc. Majoritatea a decis către Adriana. De ce n-ai zis tu bine? Ok, deci ca să nu pan. Nu, tu ai vrut să dai în spate ca să-ți ții cumva aliați. Bă, frate. Băi, știi, și eu n-am cum să voi de Adriana. Am revenit în fața dumneavoastră și avem alături de noi pe Adriana. Bună, Adriana, îți mulțumesc foarte mult că ești iarăși lângă noi. Nu ești în studio ca în ediția trecută. Bună, însă, Adriana. Tot în fața bună, Alex, bună. Bună, bună. Adriana, o să intrăm direct în subiectul emisiunii noastre. L-avem pe Andy alături de noi. El întors recent din Republica Dominicană. Spre regretul meu și a întregii populații feminine de care se uită la Survivor România. Dar asta este. Voiam să discutăm niște lucruri pe care voi le-ați ridicat acolo în Republica Dominicană, lucruri pe care și noi le-am văzut aici, cu acea alianță a băieților de a scoate fetele din competiție. O alianță care s-a făcut la început și... pe parcurs lucrurile aveau să se schimbe. Ce s-a întâmplat acolo, Andy? Cu tine am să încep. Dacă este adevărat că voiați să scoateți pe rând toate fetele din competiție. Nu este adevărat. Acel consiliu al băieților a fost făcut doar pentru binele echipei. Noi toți am vrut binele echipei și ne-a mers chiar timp de o lună jumate foarte bine. Moment în care jocul ne-a obligat să începem să scoatem oameni. Din punctul meu de vedere, oamenii care au fost propuși sau care au fost sau care au ieșit, au ieșit votați de grup, nu de Andy, că nu Andy vota la 8 mâini, 9 mâini. Vota grupul. Eu doar mi-am spus părerea despre Lola odată, atât. Ceilalți aveau oricum părerele lor despre Lola, despre Remus, despre Claudia. Dar, din punctul ăsta de vedere, nu înțeleg de ce mi s-a pus mie în cărcă toate aceste aspecte când oamenii cu mâna lor au votat acele lucruri. Bun, da. În cazul Adrianei, situația a stat în următor. Ea, pe sfârșit, și poate să confirme, a stat foarte mult de vorbă cu anumite persoane.
știe mai bine ea, nu știu. A vorbit foarte mult și cu Carina, a vorbit foarte mult și cu Lola, a vorbit foarte mult și cu Andrei, probabil. Andrei, stai puțin. Stai puțin. Nu vreau să te întrerup. Vreau să vorbim strict despre această alianță a voastră. Pentru că vom avea și o puțin mai târziu cu eliminarea Adrianei. Vreau să discutăm strict pe această alianță pe care ați făcut-o de la început. Toată lumea de acasă a văzut faptul că tu și Andrei ați fi fost persoanele alfa de acolo din grup. Nu, asta... Toată lumea v-a pus pe voi și în special pe tine. Pentru niște uneltiri pe care eu chiar aș vrea clarificați cu Adriana de față. Adriana, uite, să clarificăm că tot este Adriana de față. Adriana, dacă mă auzi, da. Este adevărat că voi ați fost întrebate de către un reporter. Mă rog, este adevărat că voi sau Lola a ieșit cu ideea că sunt doi masculi alfa în echipă? Da, nu numai Lola, mai toți am văzut chestia asta, că tu și cu Andy, cu Andrei ați fost, vă ciondăneați un pic și trebuia să fie unul care... Eu vorbesc până să ne ciondănim. Știi când până să ne ciondănim? Că tu mi-ai spus că Lola ți-ar fi zis că sunt doi masculi alfa, eu și Andrei. Da, și eu am spus chestia asta, chiar da, într-un interviu. Da, tu și Lola ai spus, da. Și că tu ai vorbit foarte mult cu Lola. Ca să vă spun exact cum a fost cum a fost făcut acel consiliu. Andrei era reprezenta cuplu sau, mă rog, prietenia dintre el și Carina. Cristin, acel consiliu, reprezenta el și pe Emma. Eu, într-adevăr, având o legătură mai strânsă cu Adriana, o reprezentam pe Adriana, pentru că Adriana știa tot. Tot știa de acel consiliu, am spus, toată lumea știa de acel consiliu. Toți vedeau că noi patru vorbim, pentru că noi vorbeam deschis și vorbeam și cu ele toate acțiunile care urmează să le facem. Pentru că noi, dar cine a inițiat consiliul ăla? Care erau membrii consiliului? Nu există, n-a fost ceva inițiat, a fost doar o pură prietenie între patru băieți și am început să manageriem lucrurile prin camp. Adică noi vorbeam că, uite, hai să facem treabă. Cristi cu Emma pleacă să facă nu știu ce treabă. Carina cu Andrei se înțelegeau foarte bine, făceau altă treabă. Eu cu Adrian la fel, cumva ne dădeam instrucțiuni pe mai multe grupulețe, pentru că așa funcționam. În prima s-a văzut clar cu ochiul liber că Cristi era cu Emma, Andrei era cu Carina, iar eu eram cu Adriana, dar noi eram toți din punct de vedere prieteni, toți. Iar Andrei a început cu niște glume la adresa Adrianei, spunând că ar fi ceva mai mult. Adriana s-a supărat, s-a distanțat de mine. Eu, bineînțeles, am luat o oarecare distanță de ea, pentru că nu voiam să fim ținta glumelor din echipă. Și Adriana a interpretat că eu aș avea ceva cu ea, ceea ce nu s-a întâmplat. Adică n-am avut nimic niciodată de împărțit cu Adriana. Din punctul meu de vedere, mi s-a părut întotdeauna cea mai bună fată. Da, Adriana, la un moment dat, i-a spus lui Andrei, l-a atenționat. Adriana, nu-i așa? Corect? Da, așa este. Dar nu numai lui. I-am strâns exact pe toți și am vorbit cu toți și am spus să nu mai facă glumele acelea, pentru că nu sunt ok. Și vreau să spun ceva lui Andy. Andy, noi fetele am aflat de acea alianță voastră a băieților după ce am fost eu nominalizată. Noi nu știam, fetele, că Adriana, voi ați... Nu știați că e o alianță, dar ce alianță? Îi puneți o etichetă că ați vorbit. Că ați vorbit... Băieți care vorbeam tot timpul, vorbeam și în fața voastră, vorbeam tot timpul. Adică nu era ceva ce ne ascundeam de voi. E normal, s-a nu aflat, e logic ce zic. S-a aflat cum că păi voi nu s-a aflat, ați vorbit. N-a fost nimic adevărat. În cazul că tu, deci tu când ai fost nominalizată, cu Lola, da? Tu ai venit la mine, da? După meci, imediat. Ai venit sau nu la mine? După meci? Sau da, după meciul de eliminare, al doilea pe care l-am pierdut. Ai venit la mine și ce mi-ai spus? Ce ți-am spus? Ce mi-ai spus? Ai zis, eu ce fac acum? Că știi că toată lumea din grup vrea să înainte, corect? Înainte de nominalizarea mea, când am ajuns la consiliu, am venit la tine și te-am întrebat ce votăm. Așa, bravo. Ce bravo facem? Și ce tu mi-ai spus, acum vii la mine să mă întrebi? Nu, am zis, du-te la Lola. Exact, nu, așa mi-ai zis. Așa am zis, acum vii la mine să mă consulți, ești să ai votat ca Lola.
N-am votat ca Lola. N-am votat ca Lola. Eu nu am votat ca Lola. Eu am votat exact ce am vrut și nu am fost influențată de Lola. Atunci de ce ai votat-o pe Lola din prima oară? Dacă tu n-ai votat de prima oară, pentru că vorbisem toți. Votez pe Lola și după aia o votez pe Emma la o săptămână. Cum așa? Zi-mi și mie. Vorbisem toți la punct. La Consiliul Eliminare cu Remus și cu Lola am vorbit toți de față că o să votăm pe Lola contra lui Remus. Toți eram de față. La Consiliul care eu cu Lola am fost nominalizate, nu am mai vorbit nimic. Nu, fiecare... Deci tu ai votat în prima fază cu Lola, nu? Da, asta am și zis și am spus și ei că votez. Pe Emma în prima fază, dacă tu considerai că Emma e mai stabilă ca Lola. Știi foarte bine ce ai votat pe Lola. Eu i-am spus și ei atunci când am votat-o pe Lola că o să te votez pe tine pentru că așa vrea grupul tot, că așa am vorbit. Așa ai spus. Păi dar tu ce ai părerea ta? De cine ai votat cum ai simțit tu? Pentru că și tu, de exemplu, te-ai opus. Când noi, eu, de exemplu, când am votat cu Remus, da, cu Lola, tu l-ai votat pe Remus. Și nu erai... Nu erai am o întrebare erai pentru voi doi, pentru amândoi. Ați menționat mai devreme, a zis că eu o reprezentam pe Adriana și cumva și invers, Adriana mă reprezenta pe mine. Cum s-a ajuns de n-ați reușit să votați împreună același lucru? Păi, aici a fost ruptura cu grupul, pentru că noi, deci după ce am pierdut al doilea meci de eliminare, toată lumea, Adriana, știi foarte bine că toată lumea vrea să te voteze, corect? În cauza că ai votat ca Lola, corect? Nu am votat ca Lola, mai spun încă o dată că ai nu am votat ca Lola. Vot, nu că ai votat ca Brutia. Am votat Emma. Așa, bun, ai votat ca Lola. N-am zis că ai votat cum a vrut Lola. Ok. Ok, deci când tu ai votat ca Lola, știi că a doua zi vei fi votat de către grup, da? Am aflat când am ajuns la Consiliu. Că am întrebat pe fiecare cine votează. De asta am și rămas surprinsă când au început să zică fiecare că votează cu mine. Nu, tu ai spus, mi-ai spus mie în Safari că știi că oricum lumea te va vota pe tine. Și eu ți-am spus, o să vorbesc eu cu ei. Da? Pentru că îmi venise în cap să mă autopropun și ceea ce lucrul pe care l-am făcut. Și văd că acum se spune că n-am dat-o cu pumnul în masă când m-am autopropus. Păi nu există opțiune pentru care eu pot să intru, zic, mă autopropun. Nu există opțiunea aia în joc. Eu doar am nevoie de ajutorul vostru să mă votați pe mine. Și cine n-a fost de acord? Cei care acum te plâng. Andrei, Carina, da? Ei n-au fost de acord să intru eu la nominalizare în pătru valolei. Primul care... Afară, nu eu. Eu n-aveam nicio interesă să scop pe tine afară. Primul care a spus că nu este de acord a fost Cristi. Și știi foarte bine de ce a spus Cristi asta. Ok, dar eu vorbesc acum fedent. Ascultă-mă un pic. Bun, eu vorbesc cu băieții, le zic că vreau să mă autopropun, zic că nu se pune problema. Acum facem acea discuție înainte de Consiliu, în cor, da? Suntem în cor cu toți. Ce zic eu prima oară? Faptul că nu am cum să votez cu Adriana, da? Și cu Emma eu vreau să mă autopropun. Am zis sau nu asta? Ai spus. Da, Andrei ți-a reproșat faptul că tu ai venit cu propunerea. Ok, ajung și acolo. Exact, ajung și acolo. Bun. De unde s-a rupt toată legătura asta și acest consiliu? Pentru că noi toți băieți am plecat la premisa că votăm toți același lucru. Corect? Votăm toți patru același lucru. Adrian. Nu Adrian, începem cu consiliu. Asta a fost un principiu. Exact, asta a fost un principiu. Exact. De respectat în interiorul echipei, ca toți să votăm același om, da? Da. Bun. Ok. Iar eu când a fost problema pusă să te voteze pe tine, Cristi a zis da, Andrei a zis da, că Românca, așa a zis, că știi cuvintele lui, Românca a luat orandeaua, i-a fost spălat creierul de către Lola. Andrei a vorbit, știi foarte bine cum vorbește el, care e cu vocabularul lui. Astea sunt cuvintele mele. Iar eu... Când am spus că eu n-am cum să te votez pe tine niciodată, ei s-au aprins și au zis, a, păi ce faci, te dai la o parte? Păi zic, nu, dar n-am cum să votez pe Adriana, efectiv. Voi vă închipuiți că n-am cum să votez pe Adriana. Și atunci, Emi, când a aflat că, domnule, nu mai se ține de principiul ăsta, a zis și el, păi ce mă, eu stau să... Nici eu nu vreau să votez pe Adriana, că îmi parte din porția de mâncare, îmi facem asta și fiecare noapte. Și toate discuțiile astea, înțelegi, eu mi-am luat hate-ul, pentru că eu n-am să țin gen clica cu ei. Și m-au pus în fața nominalizării tale. Iar ei atunci au lucrat foarte bine, te-au lucrat un pic, a venit Carina la tine. De câte zile nu mai vorbesc tu, Carina, când a venit la tine? Să fim serioși, știi foarte bine că te-ai ignorat în ultima vreme și cum vorbea despre tine. Că... Da, era mai mult cu Emma. Așa, bravo. Și acum vine Carina la tine, tău, toată ziua, două zile cu tine
și te-am convins că eu aș fi vrut să te votez în condiții în care nu te-am votat. Dar ce m-ar fi oprit pe lumea asta să votez și eu, ca Adriana, să fiu și eu cu toată echipa? Îți spune ce m-a oprit. Principiile morale după care mă ghidez. N-aveam cum să dau pe tine afară. De ce aș fi vrut asta? Iar cum mi se pune în cârcă tot lucrul ăsta și, ba mai mult, cei care au votat îți plâng plecarea. Bă, îți plâng plecarea. Unde e ipocrizia, mă, frate? Când ăla, omul ăla care te-a votat, el plânge cu lacrimi de crocodil și dă cu picioarele pe acolo, pe unde dă. Și după o jumătate de oră pe ce ai plecat, eu eram la somn, dormeam. Și toți colegii tăi erau, dansau în jurul focului. Probabil imaginea asta nu se dau toate, dar îți spun ce s-a întâmplat. Andy, Adriana, că tot suntem aici în situația asta, în punctul ăsta, hai să vedem imaginile cu eliminarea Adrianei și apoi revenim, să continuăm de aici. Iar cea care își va lua la revedere în această seară de la echipă este Adriana. V-am zis? Boss. Fericiți? Nu! Eu vreau acasă! Publicul a decis ca tu să mai rămâi. Zis că e strategie, atunci am știut clar că plec. Lola. Nu vreau acasă, Adriana, nu vreau acasă, nu e corect. Știu. Știi că nu e corect. Știu, fii puternică, te rog eu. Nu face mie asta acum. Te rog frumos, fii puternică. Mă duc acasă la Eva, gândește că mă duc acasă la Eva, nu mă duc undeva unde mi-e rău. Mă duc acasă la Eva. Puternică pentru mine și adun premiu acasă. Da? A zis Andy că a votat-o ca să dea o lecție. Poftim. Eu vreau acasă. Bravo. Calmează-te, te rog. Nu e corect. Știu. Nu e corect. Știu. Știu, Lola, că nu e corect. Și o să vezi ce o să se întâmple când nu a fost corect acum. Calmează-te. Oamenii de acasă au văzut eliminarea ta, Adriana. S-a vorbit foarte mult și despre o relație între voi doi. Chiar știu că ați mai lămurit-o pe la alte emisiuni, pe la Fan Arena, la colegii noștri, dar poate oamenii care se uită astăzi la noi nu au văzut acele imagini și chiar vreau să discutăm. Există o relație, Adriana, între tine și Andy? Te-am întrebat și data trecută, dar acum sunteți față în față. Mi se pare cel mai corect și cel mai bun mod de a afla care este adevărul. Adriana. Există o relație de prietenie. Noi am fost foarte buni prieteni acolo și încă suntem. Cu toți de pe insulă mă consider prietenă. Doar că s-a văzut mult mai multe la televizor și s-au interpretat foarte prost. Faptul că eu am stat mai mult pe lângă Andy, am dormit lângă el, doar pentru simplu fapt, pentru că eu vorbeam foarte mult cu el. De când am plecat din România, din aeroport. Adriana, cine a plecat? Cine a început să zică lucrurile astea? Că poate
același lucru a fost și Cristi cu Ema și n-a zis nimeni de ei că ar fi împreună. De ce crezi că tocmai de noi doi s-a luat? De unde a început? Da, de unde a început? Cine a început să zică lucrul ăsta, că noi doi am fi împreună? Că lucrul ăsta nu s-a observat, adică toată lumea era împreună, toată lumea. Și Cristi cu Ema, despre ei nu se făceau glume de genul ăsta, asta încerc să spun. Cine păi a asta zic că făceau colegii noștri, glume. Făceau din nume, că așa e ușor, făceau ei. Andrei, cum am și spus la Fan Arena, a făcut glume despre mine, despre tine, cum că noi am fi împreună și el mi-a spus odată, nu vreau să dau un nume, doar că el mi-a spus că Andy este o rampă de lansare pentru tine. Și El asta începe să facă, deci te-a făcut să te gândești la... Mi se pare cumva, adică ce fel de rampă de lansare, dacă ar fi existat mai multe materiale cu tine și cu Andy. Andy, având o imagine în presă, ai fi devenit mai cunoscută așa? La asta s-a referit Andrei? Da, probabil la asta s-a referit și... Oricum, el făcea glume pe seama noastră, că... Noi stăteam mai mult împreună, vorbeam, mergeam pe plajă, alergam, dormeam unul lângă celălalt și au început glumițele din partea lui. Da, cu Adriana, știi pe cineva care să fi glumit despre el cu Carina sau despre Cristi cu Ema? Nu, la Andrei. Adresa lor, ai auzit glume la adresa lor? La început, când s-au apropiat cei doi, Andrei și Carina, au început să facă, doar că ei chiar făceau... Ei erau într-o relație, adică era pe bune, ne făceau... Exact. Eu asta încerc să spun, să trag în evidență că cuplul Andrei cu Carina a început să sape celelalte cupluri. Ei ne vedeau, după cum a spus și Adriana, ei ne vedeau ca și un cuplu. Și au început să sape acolo, să dea. La mine Andrei venea și îmi spunea lucruri de genul, băi, vezi că Adriana e îndrăgostită de tine, bă, că ai grijă, că nu știu ce, că s-a aprins. Înțelegi? Și tot timpul ea basă pe la mine, basă pe la Adriana. Iar noi în timp ne-am răcit pentru că noi efectiv nu voiam să mai vorbim de teamă că o să fim interpretați greșit sau că cine știe. Eu unul știu că am luat atitudine și am spus că nu face deloc bine aceste apropieri de imagine mie și Adrianei pentru că știu cum e lumea rea, mai ales cei de acasă și știam că în țară nu va fi ok pentru noi, mai ales pentru ea. Și am ales să mă distanțez. Iar atunci ei au profitat. Și au început să spună Adrianei tot felul de lucruri, cum că eu aș fi vrut să o dau pe ea afară. Adriana, știi foarte bine, spune-mi și mie, cine te-a considerat prima fată cea mai puternică din grup? Chiar în fața Carinei, că nu toți erau de acord. Eu am zis că tu ești cea mai bună fată, iar Andrei mă contrazicea tot timpul, cea că e Carina, că e Carina. Și eu zic, hai să uităm pe statistici, pe chestii concrete. N-a fost niciodată de acord să ia în calcul că tu ai fi cea mai bună fată. Iar lucrurile astea, în timp, se pare că au dus la un scop să te elimine pe tine. Eu n-aveam niciun interes, practic știi foarte bine. Asta am fost patru băieți și vorbeam că următoarea mișcare va fi să rămânem patru fete. Și tu erai, ți-am spus, tu meriți să fii în finală, din punct de vedere la fete. Ți-am spus sau nu lucrul ăsta? Da, mi-ai spus atunci când am mers să alergăm pe plajă. Am spus exact lucrul ăsta, că tu meriți să fii în finală la fete. Și am zis, cine crezi că va fi contracandidata ta? Cine crezi că va vrea să te scoată afară? Carina. Exact. Și ce crezi că s-a întâmplat? Uite-te acasă. Da, cumva au reușit. Întrebare. Asta încerc să le spun, că ei mă judecă faptul, îmi scriau la un moment dat sforatorul Andy, manipulatorul Andy. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să îi iau apărarea celor de jos, da, celor slabi, și să-i ridic pe cei de jos, pentru că niciodată n-am avut interesul ca eu să fiu mai presus de noi am observat asta, Andy. Noi am observat când asta. Când îi urecheam, da, dar când îi urecheam, ce faci, mă, tu vezi să te dai mai bun. Eu strategia a fost bună. Echilibru în acea echipă. Strategia a fost bună, dar până la urmă n-ai reușit să faci conexiunea aia ca să votați toți împreună. Că noi am văzut de acasă, eu am văzut unul de acasă, că oamenii care erau cu tine erau Adriana, Cristi și Ema. Dar până la urmă, în final, voi ați votat separat. Cum s-a întâmplat asta? Mă așteptam să văd o alianță din partea voastră. Da, pentru că, uite, manipulatorul și sforatorul Andy nu și-a făcut treaba. A fost doar om și am crezut doar că fiecare poate să gândească pentru el și să aleagă binele echipei, presus de binele lui. Dar, din punctul meu de vedere, când a fost votat Adriana, s-a ales binele lui. Care lui?
care avea interesul asta, Adriana? Carina, Andrei, care a spus pe, la cameră, a spus că te consideră o persoană slabă și ușor de influențat și că el nu condamnă ce a făcut Lola, ci dimpotrivă o admiră. Lucrurile astea sunt spuse, sunt date acolo, adică cum după toate lucrurile astea tot la mine, tot mie mi se trage, știi, atenția că eu am încercat să fac lucruri pe acolo. Nu, am fost doar un apărător al dreptății. Practic mă puneam de fiecare dată între cei care erau dispute, cum a fost Andrei cu Cristi, și eu mă puneam între ca să încetez conflictul și cumva să fiecare să aibă o lecție învățată din conflictul ăla. Pentru că să făceau mișto de oameni care chiar făceau ceva prin chem, iar ăștia care stăteau și se ocupau doar de mișto, nu făceau nimic. Și Andy, ce vorbești când nu faci nimic? Am început să vedem și noi lucrul ăsta în ultimele jocuri. Cum Andrei îi instigă pe ceilalți din echipă să facă miștouri de ceilalți, zicând că îi destabilizăm psihic, îi jucăm la psihic. Dar de fapt au depășit limita aia, știi, a fair play-ului. Exact, să vede asta. Asta mi s-a părut și mie, că Andrei oarecum a venit cu acest dirty mind, așa știi, trash talk, de vorbeau, să-i joace la psihic, dar din punctul meu de vedere nu făcea asta doar cu adversarii, făcea și cu cei din echipa lui. În Emma a dat, în Adrian a dat, în Cristi a dat, da? În singur în care nu a dat a fost Emi și Carina, bineînțeles. Dar pentru că ea are aliați. Exact, în ceilalți au dat chiar și, bine, știm asta discuții care le-a avut cu Remus, cu Lola, cu Claudia chiar, pentru că Andrei era cel mai mare fan al Claudiei, ca să spun așa. Deci toate chestiile astea mi s-au pus mie în cârcă. Eu înțeleg că cumva el va păcăli și a reușit să iasă bine, dar vă spun și felul următor. Ce interes aveam eu, că de mine nu se făcea mișto, de mine nu se făcea nimica, pentru că eu pe ei intimidam. Iar intimidându-se, ei n-aveau cumva acea relaxare pe lângă mine. Chiar și, uite, Adriana poate să confirme. Au spus, Adriana, că intimidez sau nu intimidez? Nu, normal. Tu nu făceai nimic, mai ales la jocuri. Nu, dar nu era, adică eu nu intimidam că vorbeam urât, dar prin simpla mea prezență acolo, s-a confirmat asta de către echipa cealaltă. Ceilalți exact, au spus asta. Exact, adică, practic, și ei au văzut că când eram acolo, oamenii aveau un pic de simț al penibilului, erau foarte mai ok, dar din punctul ăsta de vedere, după plecarea mea și neregulile de acolo s-au accentuat, pentru că nu degeaba Cristi a fost, în ghilimele, un pic bătaia de joc al lui Andrei, nu degeaba Adriana, nu degeaba Emma. Cumva cineva a știut dinainte anumite. Andy, dacă deci, ajungem... Alex, scuza-mă puțin. Eu vreau să îl provoc pe Andy și să mai vină la noi și edițiile viitoare să ne mai spună câte ceva despre fiecare în parte, pentru că, din păcate, uite, timpul nu ne ajută să aprofundăm niște lucruri. Mie îmi place foarte mult ce a spus Andy. Singurul lucru care mi se pare mie că poate l-ar fi ajutat pe el și spun eu din exterior cum văd situația, dar e tardivă. Cred că poate la un moment dat când ai observat că situația cu Adriana devine judecată de vedere al grupului, cred că la o alergare pe plajă ai fi putut să-i spui că cel mai bine ar fi să vă distanțați, să nu creadă nimic rău despre tine, dar pentru a o proteja, acesta este cel mai bun lucru pe care ai putea să-l faci. Cred că n-ar mai fi existat. Chiar asta i-am zis, Toma, asta e ironia, că asta i-am zis, însă Adriana, nu știu, probabil eu înțeleg pe ea, pentru că eu am fost acolo, așa eram și eu, eram mai naiv și credeam în binele din fiecare om. Și eu am spus lucrul ăsta, dar poate să confirme acest lucru. Adriana, eu chiar am vorbit și știi că am avut această discuție, că ne vom răci, că e mai bine să nu fim văzuți, că nu știu ce, pentru că se interpretează. Am vorbit sau nu? Despre asta am vorbit, da. Exact. Exact. Dar eu am crezut că grupul m-a îndepărtat exact în momentul în care s-a votat Lola și eu am votat pe Emma. Atunci am crezut că tot grupul m-a îndepărtat. Andy nu mai vorbea cu mine, Emma nu mai vorbea cu mine, Carina la fel, nici Andrei. De fapt erau așa, ei cu toți într-o parte și eu cu Lola într-o parte. Și normal, eram singură, cu... Adriana, te-ai pus singură acolo. Tu erai încă lângă mine, adică tu tot timpul ai fost lângă mine. Tu te-ai pus singură acolo lângă Lola.
Vezi, asta încerc să spun. Tu te-ai pus singur acolo, nimeni n-a avut absolut, eu cel puțin știi foarte bine că era lângă tine zi și noapte, n-aveam cum să avem să te îndepărtezi. Dar tu ai simțit când Carina n-a mai vorbit, pentru că tu vorbeai foarte mult cu Carina și acolo te-a durut foarte mult pe tine, că nu mai vorbeai cu Carina, da? Cu Emma n-aveam cine știe ce prietenie, într-adevăr, iar Lola a profitat de acest aspect și s-a cumva intrat pe sub pielea ta. Și tu ai început să crezi tot ce spunea Lola despre noi, despre mine, care tu știi foarte bine cât de multe lucruri am vorbit. Și ce aveam eu în cap și cum a ajuns toată situația asta să fie exact opus. Pentru că oamenii care nu merită sunt trimiși acasă doar pentru că sunt diferiți față de grup, nu pentru că sunt slabi sau altceva genul. Doar că suntem niște extreme, suntem mult mai diferiți față de ei. Adevărat, asta s-a întâmplat, că iar vreau să vedem ce eliminarea ta, Andy. Pentru că și ea a fost una destul de comentată. Vreau să urmăriți și dumneavoastră acasă imagini cu eliminarea lui Andy și apoi reveni. Votul a fost unul foarte strâns. Următoarea persoană eliminată din Survivor România 2020 este... Andy. Am zis că mai rămâi. Ce crezi că te-a trimis acasă? Nu știu. Ar fi o întrebare la care și eu aș fi curios să aflu. Știu că i-am întrebat pe colegii mei la un moment dat unde am dat greș. Unde am dat greș ca și coleg, ca și om. Unde am dat greș. Probabil asta e lecția pe care tu să o învăț. Undeva în spatele acestei experiențe, sigur, este o lecție și... Eu mă bucur, în schimb, că am trăit această experiență și am avut ocazia să cunosc asemenea oameni și să mă bucur de puțin și să îmi dau seama că viața stă în lucruri mici, iar pentru mine este cel mai important lucru. Iar, în schimb, lor le urez să fie sănătoși. Andy, știi cum e vorba aceea? Femeia te ridică, femeia te coboară, femeia îți dă viață, femeia te trimite din Republica Dominicană direct acasă. Nu e problemă. Este un parcurs de viteză, așa că ne așteptăm ca totul să se desfășoare foarte repede. Cei doi au ajuns deja pe acea plută pe care, ca să se deplaseze, trebuie să treacă o sfoară. Au căzut, de-abia acum au ajuns din nou pe plută. Așa, Ghiță! Hai! Un mic avans acolo pentru Ghiță. Care a depășit încă un obstacol și acum al doilea are un avans de un obstacol în fața lui Andy. Strânge cercurile de care are nevoie la final și se apropie de uscat. Iată-l acum pe uscat, Andy are o viteză mai puțin decât Ghiță. S-a împiedicat din nou Andy. Aruncă Ghiță, ratează prima lovitură și pe a doua și pe a treia. Trebuie să nimerească acele cârlige, câte un cerc în fiecare cârligă. Aruncă de mai multe ori Ghiță, dar ratează. Andy, din prima lovitură, reușește să pună un inel la locul lui. După aia ratează. Ghiță din nou. Se mișcă inelele destul de puternic. Două inele acum fixate pentru Andy, unul și pentru Ghiță, trei pentru Andy. Două lovituri foarte bune pentru Andy. Să vedem dacă va găsi concentrarea necesară Ghiță ca să recupereze. Mai are nevoie de un singur inel, Andy, și ratează de puțin. Hai, Ghiță! Îl urmărim pe Andy, care are aruncări repetate greșite. Două inele pentru Ghiță acum. Hai, Ghiță! Mai are avantaj de un inel. Andy, aruncă! O singură lovitură bună mai are nevoie Andy. Hai că ratează! Ratează însă. Și Ghiță reușește să înfigă inelul într-un nou cârlig. Egalitate între cei doi acum. Hai să vedem la cine va merge primul punct. Ratează
Andy dea foarte puțin. Din nou Ghiță aruncă. Aruncări repetate. Câștigă Andy însă. Câștigă Andy. Reușește o ultimă lovitură bună. Și primul punct al jocului merge la Războinici. Femeia te ridică, femeia te coboară. Ce spui despre Grațiela, cea cu care tu ai fost la acel duel și care a ținut așa, să aibă acea remarcă la final, sau a fost ca o refulare, nu știu ce să spun, că probabil și asta. Cum, da. A zis-o așa de bine încât nici eu nu puteam să spun mai bine. Practic, asta simt că mi s-a întâmplat. Simt că am fost un pic tras la răspundere de niște lucruri care nici măcar nu s-au întâmplat. Bazate doar pe presupuneri și vorbe sau telefonul fără fir, pe când eu tot ce spun sunt prin fapte și doar fapte reale și date. Oricum știm foarte bine că nu intră toate informațiile în două ore, dar măcar cele de care vorbesc sunt date sau confirmate de către terțe persoane care au fost acolo. De aceea, cumva, eu am picat la mijloc în această nominalizare a Adrianei. Faptul că m-am propus, au șters cu buretele, nici măcar n-au luat în considerare că eu m-am propus. Ce interes aveam să mă propun dacă, încă o dată, repet, voiam să ies Adriana. Doar un om bolnav face lucrul ăsta. Eu am vrut să iau apărarea Adrianei, să mă propună pe mine, tocmai pentru că contam pe lucrul că eu poate am mai multe șanse să o scot pe Lola. Dacă tot se spune că eu aveam ceva personal cu Lola, de ce n-aș fi vrut eu să fiu la duel cu ea? De ce aș fi trimis-o pe Adriana? N-are sens, n-are logică. Din punctul meu de vedere, încă o dată, a respins ideea foarte brutal Andrei, Carina, Cristi și Emma, într-adevăr. Dar eu mă întreb aici, când Carina splânge plecarea și Andrei își plânge plecarea, tu încă îi mai crezi pe oamenii ăștia care ei te-au votat cu mâna lor pentru că e interesul lor ca Andy, respectiv Adriana, să fie acasă și nu Andrei și Carina. Dacă tu n-ai văzut lucrul ăsta acolo două luni de zile, eu n-am ce să mai zic acum în 20 de minute. Noi cei de acasă am văzut asta. Dar Andy, o întrebare... Da, nu, eu vreau să o întreb pe Adriana. Părerea mea. Vreau să te întreb, Adriana. Ce crezi despre această afirmație a Grațielei? Femeia te ridică, femeia te coboară, femeia te trimite acasă. În cazul lui Andy, vreau să spui tu ce părere ai. Crezi că așa merita el să vină acasă? Nu, Grațiela cred că s-a gândit foarte bine ce o să zică în caz de rămâne, să-i spune lui Andy. Și oricum, Grațiela cred că a fost foarte fericită când l-a eliminat pe Andy, că ea a fost cea care a rămas. Și am văzut-o și la meciuri, chiar în ultimele două zile, chiar a adus din ce în ce mai multe puncte. Cred că se simte foarte bine că a trimis un om puternic de la Războinici acasă. E adevărat, și la ei au fost niște conflicte pe tema asta. Eu știu că Ghiță ar fi vrut să-l trimită la duel pe Mihai. Au fost alte lucruri, spuneau că Grațiela chiar este foarte bună în competiție, chiar dacă nu evolua de fiecare dată din cauza accidentărilor. Așa este. Și încă ceva. Scuze-mă, spune. Că aș mai vrea să mai vorbim puțin despre rolul Grațielei de a spune cumva. Grațiela este un personaj, este normal să fie plăcută, se făcea plăcută și acolo în echipa ei, mai ales cred că publicul de acasă era așa, oarecum avea farmec, pentru că Grațiela, din punctul meu de vedere, este un personaj și de aceea se poate mula pe foarte multe situații. Ea mi-a zis foarte bine ce mi-a zis, sunt de acord cu ea, pentru că după nominalizarea și plecarea Adrianei, mie mi s-a tras eliminarea. S-a împachetat frumos așa un cadou și mi l-a pus în brațe. Era bomba cu ceas, dar eu credeam că e pachetul Adrianei pentru care a rămas. Din punctul meu de vedere... Așa a fost, Grațiela te-a trimis acasă sau cel puțin fanii Grației, te-a trimis acasă. Eu îți mulțumesc foarte mult, Adriana, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și emisiunea viitoare, să știi că nu o să scapi de noi așa de repede, pentru că ești o persoană foarte frumoasă, așa cum spunea Andy, din toate punctele de vedere.
Eu vreau să urmărim în imaginile ce urmează un material cu noul intrat în competiție, cu Ian Custer. Este extrem de bun pe traseu, dar vom vorbi după ce vom urmări următoarea betă, cum se comportă el în competiție. Ian Custerp, ce te mână în luptă? Ce mă mână? Năravul. Năravul? Năravul. Adică? Adică, de felul meu, sunt așa un tip căruia îi place să lupte și mai ales într-o competiție sportivă ca aceasta. Cred că genul ăsta de competiție mi se potrivește cel mai bine, pentru că consider eu că sunt apt din punct de vedere fizic și psihic pentru așa o competiție. Consider că am abilitățile necesare să fac față cu brio aici și să aduc cât mai multe puncte echipei mele. Avem un început de meci echilibrat. Este 3-2 pentru Faimoși, iar la start acum îi avem pe noi veniți în Survivor, Sony Flame și Ian Custer. 3, 2, 1! Lada cu noroi și apă. A trecut ca un bivol pe acolo. Ian Custer cu capul înainte. Iată-l, urcă primul și ajunge la tobogan. S-a lovit, Iancu, trebuie să fie mai atent. Băi, Iancule, oi! Continuă și Sony este mult în urmă. Bine, bă! Bine, bă! Cum a ieșit Iancu din butoaie? S-a dus pe burtă înainte. V-am spus, nu se menajează deloc. Caută să-și impresioneze echipa. Sony este în urmă, este de-abia în noroi. Aruncă de partea cealaltă deja de două ori Iancu și dărâmă un totem. Avantaj pentru Iancu. Iancu dărâmă două totemuri. Reușește și Sony Flame să dea unul jos. Avantaj pentru Iancu. Mai are nevoie de o singură lovitură, Iancu. Ratează. Dărâmă și Sony Flame. Egalitate între cei doi. Din nou, un final la limită, un final foarte echilibrat. Care va reuși să nimească lovitura bună este cea a lui Iancu. Iancu! 5-4 pentru războinici la start, acum Ghiță pentru prima oară pe traseu împotriva lui Iancu. 3, 2, 1, porneți băieții! Iancu a reușit să puncteze, se dovedește un om de care echipa lui are nevoie. L-a învins prima oară pe traseu pe Sony Flame. Să vedem în duelul cu Ghiță cum se va comporta. Au sărit cei doi în apă. Nu se menajează deloc. Bravo, Ghiță, bravo! Iată din nou Iancu se duce cu capul înainte. A făcut-o și prima oară pe traseu. Și obține avantaj în fața lui Ghiță, dar nici el nu se lasă mai pe jos. Se împiedică faimosul înainte să iasă din ultimul obstacol. Aruncă acum băieții. Ce lovitură a avut Iancu? Două totemuri dintr-o lovitură a reușit să dărâme. Să vedem acum dacă va reuși Iancu să mai găsească lovitura decisivă. Da! Da! Închide Iancu duelul cu Ghiță foarte repede. Este 6-4 pentru războinici. Șase pentru faimoși. Avem la start singurii doi bărbați neînvinși pe acest traseu. Fiecare dintre ei a punctat de două ori astăzi. Cezar și Iancu. 3, 2, 1... Au trecut de lada cu noroi. Acum urcă pe scara aceea abruptă. La tobogan. Nu se menajează niciunul.
Iancu s-a accidentat ușor data trecută. Iată, nici acum nu se menajează. A plonjat prin butoaie, a sărit pur și simplu de acolo. Are avans în fața lui Cezar. Alunecă Cezar în noroi. Primul care aruncă la țintă este Iancu și dărâmă deja un totem. Și pe al doilea. Avans mare pentru Iancu, să vedem replica lui Cezar. Ratează Cezar, dărâmă totuși un totem. Iancu mai are un singur totem de dat jos. Cezar două. Egalează Cezar, dărâmă și Cezar al doilea totem. Care va aduce punctul echipei lui? Foarte aproape Cezar, dar ratează și el. Ratează și Iancu. O singură lovitură obține Iancu. Și este 8-7 pentru Faimoș. Bună, Cornelia. Salutare, Bogdan. Salut, Andy. Salut, Bogdan. Ne revedem la o altă emisiune, că noi ne cunoaștem foarte bine. Îți mulțumesc foarte mult că te-a provocat noastră. Aceea de a vorbi despre Iancu la puterea dragostei, ce care a fost o competiție bombă. Despre Iancu, scuze, sunt probleme cu telefonul tău. Nu. Vorbim despre Iancu, te așteptai să l-ai văzut, l-ai observat pe traseu? Da, am văzut cum a debutat Iancu în emisiune și nu, cum să zic, nu a făcut decât exact ce m-a așteptat să fac, a rupt tot, pentru că Iancu, încă de când eram în Casa Puterea Dragostei, de când eram acolo colegi, el a luat tot timpul inițiativa, hai să mergem la sală, hai să ne antrenăm, făceam abdomene prin hotel, înainte să intrăm în emisiune mereu ne pompam, adică e un tip sportiv și am plecat din același mediu, să zic așa, și se vede că are vână în el și nu m-a așteptat să mă dezamăgească, deci a făcut exact ce m-a așteptat. A rupt tot. Bogdan, eu am fost în Casa Puterea în decembrie. Iancu era acolo. Am văzut cum s-au lucrat. Apoi aveți două aparate în studio. Avem. Că Iancu va fi atât de bună în competiție. Vă sunt un cum acolo, pentru că nu sunt condiții să te antrenezi. Ei, nu sunt condiții, dar te descurci cu ce ai și două aparate, două gantere, e ce ne trebuie, adică ne descurcăm. Plus că Iancu are, nu știu, forța asta nativă în el, din familie probabil, nu știu, care îl face așa să fie descurcări și să facă față tuturor provocărilor, fie ele de orice natură. Adică o să îi promițător, adică nu știu, sunt sigur că mai are multe de arătat în competiții, chiar dacă nici până acum nu ne-a dezamăgit, o să vedem mai multe surprize la el, sunt sigur. Crezi da. că va fi un survivor? Să te înțelegi cu el înainte, dar înainte. Exact, o zi înainte eram la un eveniment cu el și cu fratele lui și mă uitam așa, avea emoții, sincer, avea emoții, dar privea ziua a doua zi, o privea cu entuziasm și eram sigur că o să, nu știu, are tot ce trebuie ca să fie următorul survivor. Bun, dar e bucur. De-abia ai intrat în concurs. Nu crezi, uite acum întrebare și pentru tine și pentru Andy. Nu crezi că are cumva o țintă pe spate, că e nou intrat și ceilalți o să-l voteze? Că deja lucrurile mai, se știu în echipă. Știu, dar cu atât mai bine, pentru că Iancu e omul care atunci când îl provoci sau când încerci să-l deduci la tăcere, metaforic vorbind, atunci el prinde mai mult curaj și se ambiționează mai tare și mai tare încearcă să demonstreze tuturor că poate. Și v-am spus, are toate calitățile să fie următorul survival și să ia el fața tuturor. Dacă ar fi să fie la un duel, nu știu, cu oricare, oricum Faimoș, oricum din echipă, se mobilizează toți cei care să-l voteze? Nu știu dacă toți ar mobiliza, dar noi ăștia care suntem alături și poate oameni care nu-l susțin pe el și ne susțin pe noi, o să-i facem noi să se mobilizeze ca să facem o mobilizare de asta comună.
Și cu toate forțele o să atacăm, o să, nu știu, o să facem orice ca să demonstrăm că nu-i doar puterea dragostei, ci și puterea prieteniei după emisiune. Faceți rugăciuni din alea, știți că ele făcute general da. Pentru Iancu facem și dansul ploii, Cornelia. Andy, tu ce crezi? Crezi că Andrei cumva, dacă vede că Iancu câștigă teren ușor-ușor, o să-l îndepărteze de echipă sau o să încerce să-i pună pe ceilalți împotriva lui? Păi, din câte am observat, deja se întâmplă lucrul ăsta. Parcă cumva, nu știu, am auzit că făcea că e cumva prea agitat, că nu știu ce încearcă să demonstreze. Mie, din punctul meu de vedere, Iancu e ce trebuie acolo. A venit cu un fuleu foarte, foarte puternic, care e vânos, intră foarte bine în competiție, se aruncă exact cum și mie îmi plăcea să fac. Nu mă gândeam la riscul meu, că pot să îmi rup ceva. Eram acolo pentru punct și așa e și Iancu, e foarte hotărât. Iar am văzut că a fost un pic... A semuit așa cu mine că și el provenea dintr-un background mai diferit față de cel de Survivor. Sunt convins că l-au luat la ochiul cuic așa colegii mei, au pus ținta pe el pentru că au un avantaj. Iancu este cunoscut față de oricare de acolo din război. Ca și în cazul meu, acest avantaj pe care tu l-ai nevoit, că practic ești tu și atâta, na, ăsta e din punctul meu de vedere, competiția, ceilalți sunt frustrați de faptul că sunt intimidați de lucrul ăsta. Și cu siguranță se vor alia să-ți dea jos pe cel mai puternic. Asta se întâmplă. Știi cum e? Când e o hienă cu un leu, fuge hiena. Când sunt două hiene cu un leu, la fel fuge hienele. Dacă sunt trei hiene, fuge leul. Exact. Eu cred că Andy are dreptate și a zis foarte bine ce a zis. Nu știu dacă te amintești, Cornelia, când a început sezonul 2 din Puterea Dragostei. Eu și Jador eram din sezonul 1 și absolut toți băieții din sezonul 2 s-au pus pe noi să ne dea afară și pe noi și pe fetele din sezonul 1, pentru că noi deja aveam un nume, să zic, și niște susținători în spate. Și nu mai conta că noi, efectiv, n-am avut nimic de ales, nu știu, să zicem, băi, vreau să mai am susținător. Adică nu a depins de noi, noi pur și simplu aveam și din cauza asta tot s-au aliat împotriva noastră. Și așa, probabil, o să se întâmple și cu Iancu, pentru că nu neapărat că este cunoscut, dar se știe că are susținere și contează mult și susținerea din partea oamenilor de acasă. Și e adevărat ce a zis Andy, o să se... alieze cumva într-un fel sau altul, sau nu știu, mai pe față, mai ascuns împotriva lui. Dar, na, sper să facă față și să nu se lase doborât de intrigi, mai ales Iancu. Iancu uneori poate fi și un pic naiv și sper să nu se dă pradă. Să nu plece urechea la oamenii de pe acolo, pentru că oamenii se le dau așa, între trei rânduri și cu glumite. Exact. Și Iancu, ca și Andy, e un om care vrea să mulțumească așa pe toată lumea. Exact. Și lasă de la el doar pentru binele altuia, dar oamenii de acolo, dacă vor fi împotriva lui, vor încerca să profite de această calitate a lui Iancu. Ai zis exact, ai pus punctul pe ei, pentru că de obicei oamenii te percep dacă încerci să mulțumești pe toată lumea sau să fii bun. Te percep, ce mă, te crezi mai bun ca mine, tu dai aia, exact. Parte, tu dai. Și oamenii sunt foarte, foarte naivi, din punctul să vedem. Exact. Băieți, Cornelia! Bă, da, eu sper că i-am putut facă. Asta a plecat un război în care nu mi-a plăcut foarte mult în competiție. Am spus că nu am spus favorit, dar trebuie să spun că o să țin și cu Iancu. Mă cunosc mult prea bine, era rău să nu facă o figură frumoasă. Un om deosebit. Dar vreau să discutăm puțin și despre faimă. Zi, Elena! Hai să văd ce ai. Da, ia, dă să văd unde e. Se pansează și gata.
După multă mâncare bună, efectul a trecut. Mi s-a făcut foame, iar colegii noi, săracii, ei nu știu, nu sunt foarte, n-au foarte mare dexteritate la ce înseamnă curățatul cocosului. M-am oferit pentru că am văzut cât de greu le este și am zis să curăț niște cocoși. Cum fac eu de obicei, rapid, eficient, doar că înainte de asta nu mi-am dat seama că mâna mea era ușor alunecoasă. Am pus mâna pe cuțit și când am înfipt, am înfipt cu totul. Te usturăm? Da, te bani. Se prinde și ea. Elena! Las-o, am văzut așa niște fețe deasupra mea care țipau și mă plezneau și nu înțelegeam ce se întâmplă. Mi-am dat seama că mă doare puțin capul în spate, probabil că am dat și puțină țeastă. Da, am avut ce treabă. Știu, știu, știu. E normal, e o chestie normală. M-am dus lângă ea să văd ce problemă are și am văzut că este foarte adâncă rana. Am reacționat și eu, wow, adică nu mă gândeam că e atât de grav. Chiar i-a intrat destul de adânc cuțitul acolo. Au! Colegii mei au fost tare drăguți, nu știau ce să mai facă. Asiana era foarte panicată și mi-a zis: Doamne, Elena, mi-ai dat o panică de nu mai știu de mine. Ea s-a speriat mai tare, însă a văzut că e o tăietură diferită de ce cunoștea. Ea nu-i curgea sânge, dar era destul de adâncă. Ții minte că m-ai încurajat și ai zis că totul o să fie bine și cu genunchiul meu? Și a fost bine? Da, păi tu cu o tăietură de la cocos. A, stați mă liniștiți. Mare tatuaj cu cuțitul bună, ce ne facem când ajungem la... Dar oricum m-ai speriat, mi-ai dat daună, nu. Nu mă sperie eu din atât. Se întâmplă accidente, așa în junglă, ești predispus la orice situație de genul ăsta. Eu sper să nu-și facă Emi mustră de conștiință, pentru că i-am și spus și nu vreau să simtă nicio formă vinovată. Avem nevoie de orice punct, frate. Așa nu este, dar tocmai de aia, dar avem nevoie, fix cum ai zis tu, de oameni sănătoși în echipă. Okay? Faptul că e posibil să avem 3 accidentați pe bancă astăzi e un lucru destul de greu pentru noi, deoarece unii ar trebui să intre de mai multe ori pe traseu. Bogdan, cum ai văzut această imagine? Nu știu, și tu ai niște probleme de sănătate și oarecum într-o posibilitate este destul de greu. Da, Cornelia, însă eu sunt bărbat și oricare ar fi, nu știu, problemele mele de sănătate, am altă, nu știu, tărie așa de caracter. Cred că fiecare om are o tărie de caracter aparte, iar ea, nu știu, văzând că s-a lovit în timp ce era cu un lucru. Așa, probabil, nu o înțeleg, e o reacție pe care o înțeleg venind de la o fată. Și nu știu cum aș reacționa dacă aș fi fost un locuie, probabil aș fi înghițit în sec, aș fi strâns tare din dinți și nu știu, aș fi încercat să mă redresez psihic, psihologic vorbind, de fapt. Tu cum vezi, Andy, situația? Și cum o vezi Elena, cea mai puternică, faimoasă, acolo, care ar să rămână în continuare? Elena este un fel de lider acolo în echipa faimoșilor, se vede asta, este pentru cele mai bune fete, are o existență deja considerabilă față de celelalte, pentru că a câștigat nu mai multe puncte și se descurcă parcă ca peștele în apă, așa, pe traseu. Au fost și la câteva probleme, din punctul de vedere, de înțelegere. Acum, probabil, Elena, cumva, cred că e într-o zonă sigură. Cât, nu știu, cât și două, probabil trei nominalizări va mai scăpa. Dar din punct de vedere fizic este foarte greu. Probabil mâncatul ăsta foarte puțin sau spre deloc te săbește și poate chiar când te tai, nu știu, vine să leșin sau... Eu unul m-am tăiat chiar asemănător ca și Elena. Și la fel, pe moment nici n-am simțit, după care mă ustura și mă simțeam cu degetul. De fiecare reacționează în felul lui, dar cel mai important este că tu acolo ești letargic.
ai un minim de calorii, de câteva sute de calorii și nu poți efectiv să mai primești lovituri de genul ăsta, tăieturi sau alte chestii, pentru că sunt de 10 ori mai grele decât aici în viața asta cu de toate. E adevărat. Exact. Vreau să mai vorbim despre o război. De fapt, nu despre război, despre o faimoasă război, despre Rusia. Practic, mi-e dor de noi, de mine, de el și de Armin. Mi-e dor de familia mea. Mi-a scris Andrei. Sper băieții să-ți mulțumească zilnic că ai scăpat de duelurile cu Andy. Da, așa e. Știe că la un moment dat pic și cu o glumă, cu o vorbă pozitivă, imediat mă scoate, imediat mă ia și mă aruncă iarăși. Îi zic pa, doar ca să știe să nu... S-a folosit de o strategie. Așteptați să vadă ce scriu eu, ce am vrut eu să transmit. Mi-a răspuns, mi-a zis câteva idei. O fi calculat, nu o fi calculat, dar spre sfârșit mi-a trimis Dita mai calupul de mesaj. Sunt sigură că a încercat să-l compună cu o noapte înainte și cred că în acel mesaj a pus toată dragostea lui și tot dorul lui. Te iubim, Daima. Tati a spus că dacă nu vii săptămâna viitoare, mă dă la medicină. Asta e familia mea, asta e energia noastră. Și mi-e dor. O vei sinceră pe grea. Dacă o văd sincer, din punctul ăsta de vedere, cred că da, pentru că este imposibil să nu duci lipsa celor dragi când ești la așa distanță și pentru o perioadă de timp mai îndelungată. Deci nu are cum să... Niciun om n-ar avea cum să mintă în asemenea situație și Andy, cred că aici este în măsură să ne spună cât de greu a fost când era departe de cei dragi. Da, sincer, atunci prețuiești fiecare moment cu adevărat când te gândești la ei. Știu că eu, de exemplu, n-am mai avut niciodată perioada așa de lungă de timp în care n-am putut să vorbesc cu ai mei și cred că la o săptămână, deja două, mi se pregătea un dor de ei, încât dacă mă gândeam doar la ei, venea să plâng și am ales să mă deconectez total de lucrul ăsta. Dar apoi, după două luni de competiție, să vorbești cu totul tău, cu copilul tău, cred că este... cu adevărat un lucru nu ai cum să rămâi stâncă. Exact, da, nouă... S-a vorbit foarte mult acolo, e acolo, Elena a făcut niște afirmații. Însă Ghiță, dacă mâine îmi spune Graziela să tot ce se ia de mână din competiție, da? Aici în România s-a speculat foarte mult, nu s-a speculat, s-au văzut și niște lucruri. Cum că între ei doi ani, ei văzut pe traseu. Am auzit și pe la acest. Pune-ne și nouă, ia de. Cornela, în primul rând trebuie să înțelegi că noi acolo suntem totuși oameni, indiferent că ne aflăm într-o junglă, nu suntem animale. Și, na, acum când stăm de atâta timp împreună și ne obișnim unul cu celălalt, suntem foarte mici, eu acolo suntem că suntem ca niște frași, ca niște surori, pentru că gândește-te că noi ne-am văzut în toate ipostazele, efectiv. Te dezbracă absolut de tot emisiunea asta. Îți dai seama că
nu mai niciun secret față celălalt, știi? Că știam că ne duceam pădure, facem sau unde ne ducem, fetele la fel ne strigau după noi, nu veniți aici, că, na, nu e normal. Sau era invers, ele strigau, nu veniți aici, dar de fapt era psihologie inversă, veniți aici. Da. Timpul, nu, dar serios, timpul se dilată și efectiv eu simțeam că am fost acolo 2 ani de zile, în 2 luni. Se dilată. Se pare că stai atât de mult cu cei din jurul tău încât îi cunoști de o viață. De asta, asta e surprinzător. Că exact, rămâi, exact. Rămâi uimit de niște oameni pe care, bă, ai cunoscut acum 2 luni, dar practic pentru tine înseamnă toată viața. Ai realitatea ta acolo. Exact. Așa era și la Puterea Dragostei. Eu am stat un an de zile aproape, doar că la noi, noi puteam vorbi zilnic cu cei dragi la telefon sau... Asta e, da. Și pe voi vă dezbrăcați de tot? Nu, noi ne dezbrăcam noi între noi. Ce mă fac eu cu 3 băieți acolo, dar... Ce grație era fiță sau nu? Că păpără rata, Bogdan, ia-și. Poți să repeți întrebarea, că acum eram atent să... Este grație la cu ghiță sau nu? Dacă este cu ghiță sau nu, adică eu aș putea să spun în calitate, de telespectator, Andy a fost acolo în spate, știi mai bine că ești pe mine, dacă mă întrebi pe mine de el așa și ador, îți spun ce-i vezi toată lumea, nu spun ce-i văd eu lângă mine. Sau... Eu cred că nu sunt împreună. Da, din punct de vedere... Din punct de vedere... O, așteaptă Ghiță la portiță pe Grațiela? Eu zic că poate Ghiță așteaptă la portiță pe Grațiela, dar Grațiela nu se duce la portița lui, se duce la portița ei acasă, unde trebuie. Săracul. Tu ce părere ai, Andy? Da, ți-am spus. Grațiela acolo este un personaj. Se pune foarte bine în valoare. Ea ce face acum face foarte bine. Probabil de-aia m-a și eliminat, pentru că este plăcută sau creează ceva în jurul ei și ăsta prinde la televizor. Este content de bună calitate și probabil și fazele cu Ghiță fac parte din acel personaj. Știi cum e, trebuie să pară că faci ceva dacă nu faci ceva. Deci, până la urmă, ideea este în felul următor, să rămâi mai mult în competiție. Și dacă își pune, e și actriță, dacă își pune valoarea acest atu, poate ajunge departe. Eu îți mulțumesc foarte mult, Bogdan, am terminat cu exercițiața în zonă, că vă frumoasă, pentru că, indiferent de competiția crudă în Republica Dominicană, totuși trebuie să existe și un zâmbet, nu se poate. E o satisfacție, exact. Acolo sau că primești un zâmbet. Vă mulțumesc mult, am. Mulțumim și noi. Ne luăm la revedere de la băieți. Salutare, băieți! Ciao. Și sper să ne vedem în studio acolo, să nu mai stăm așa. Okay. Vă salut! O zi frumoasă! Salutare! Da, revedere! Alex, a fost o emisiune interesantă, așa, un pic dificilă pentru noi să lucrăm așa de la distanță, dar mie mi-a plăcut. S-au spus foarte multe lucruri aici. Aha, și cât cred că nu s-au spus, mai aveam o grămadă de spus, dar na. Îi mai așteptăm pe oamenii la noi în studio. Îi mai așteptăm pe oamenii alături de noi, pentru că astăzi emisiunea chiar am făcut-o mai lungă, culmea, deși am făcut-o așa printr-un alt sistem. A fost o emisiune frumoasă în care s-au spus foarte multe lucruri. Eu le mulțumesc foarte mult oamenilor de acasă. Îmi pare foarte rău că nu am răspuns de data aceasta la mesaje, dar este imposibil să poți răspunde la ceea ce ne-au spus noi. Le mulțumim celor din Alex Nedelcu Group, Mariei Hârșovescu, faimoșilor, tuturor Andrei Dican, tuturor oamenilor frumoși care se uită de fiecare dată la noi. Și sper să îi revedem curând. Nu-i așa? Bineînțeles, bineînțeles. Sperăm săptămâna viitoare să ne revedem în studio. Doamne, ajută! Dacă nu găsim o soluție să fim alături de oameni, până atunci să nu uitați voi cei de acasă să urmăriți sâmbătă, duminică, luni și marți Survivor România de la ora 20 la Canal D și de la orele 23 Fan Arena cu colegul nostru Cosmin Cernat. Îți spun și ție că mă bucur din nou că am fost împreună măcar așa. Ne luăm la revedere și cu noi joia viitoare. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!